Credincioșii particip în această săptămână la slujbe speciale, care sunt oficiate doar în săptămâna mare numită Deni, unde sunt pomenite evenimentele de a doua zi. Denile încearcă să ne sensibilizeze sufletul prin reamintirea și retrăirea ultimelor zile din viața Mântuitorului. Astfel, fiecare zi are un mesaj foarte clar și adânc. Astăzi este Joia Mare, ziua în care a avut loc cina cea de taină când Hristos a spălat picioarele tuturor ucenicilor. La slujba de astăzi, preoții amintesc de această seară specială, când Mântuitorul a rânduit că cele ce le-a făcut El atunci să se facă în continuare spre pomenirea Lui. Acesta este îndemnul lui Hristos la o participare continuă și activă a noastră la Sfânta Liturghie și la împărtășirea cu trupul și sângele Său. Se face apoi pomenirea rugăciunii din grădina Ghețimanii, când Mântuitorul a rugat pe Tatăl Ceresc să treacă paharul suferințelor de la El. Preoții mai pomenesc în această zi și de vinderea și arestarea Mântuitorului în fața Sfântului Potir și noi ne luăm angajamentul de a nu-L trăda pe Dumnezeu.